Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de-a 64-a ediție Analizelor Economici și un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu. Ne puteți privi pe paginile oficiale Privesc Eu, idisviitor.org sau pe pagina mea, ioniță.md, unde în rubrica din dreapta la analize economice vedeți toate celelalte analize care au fost până astăzi. În această săptămână aș dori să discut un subiect despre care nu am mai vorbit, dar revin că avem și motiv. Și anume industria turismului în Republica Moldova. De ce am decis să revenim? Din două motive. Se întâmplă anumite fenomene interesante, care inclusiv pentru prima dată le vom examina, dar în a doilea rând, în această săptămână, guvernul, în persoana Ministerului Culturii, a decis să inițieze discuții publice, unde am participat inclusiv și eu și au fost reprezentanții ramurii industriei, turismului și de creative, și anume să fie creat Oficiul Național al Turismului și Industriei Creative. În opinia mea profundă, și noi despre aceasta vom vorbi de multe ori, Republica Moldova are câteva ramuri cu potențial enorm în dezvoltare, turismul este unul dintre aceste ramuri. Atunci când vorbim despre creștere economică, când vorbim despre capacitatea noastră de a înregistra un salt economic, trebuie să vedem de unde putem noi crește economic. Și atunci unde s-ar putea de crescut este anume ramura turismului. Ramura turismului a fost foarte grav afectată, veți vedea și noi am vorbit, în perioada crizei, dar s-au profilat anumite elemente interesante care după mine urmează de ținut cont de ele. Mai mult ca atât, trebuie să spunem că la noi turismul organizat, care a fost până în anul 1991, s-a prăbușit. După aceea, ca să aveți o cifră la 300.000 de vizitatori, când am avut un ușor, ne-am prăbușit la 15.000 turism organizat. Până în ziua de astăzi suntem la nivel de 15.000, însă pe lângă turiștii organizați care vin, mai avem și turismul să caută o formulă individual sau neorganizat, neformal, pe care noi îl avem în prezent. Și aici este greutatea cum să ajutăm ca acești oameni care vin să odihnească în Republica Moldova, vin să viziteze Republica Moldova, să putem include în circuitul nostru turistic. Un element important, și am atras atenția astăzi săptămâna aceasta la ședința care a fost organizată la Ministerul Culturii, este că dacă ne luăm la modul serios, de fapt și reprezentanții la acea ședință erau mare majoritate din turism, agroturism, în Republica Moldova, capacitățile de cazare noi le avem în municipiul Chișinău, municipiul Bălți și în câteva orașe, dar tot ce înseamnă turism în sensul adevărat a cuvântului, în sensul omul care vine să odihnească, nu vine în turism de afaceri, cum ar fi, și asta tot e important, în afară orașului, la noi cei ce s-a dezvoltat în ultimii ani au fost anume agroturismul sau agropensiunile, care într-adevăr au devenit o forță motrice și din acest motiv am sugerat ca în acest Oficiu Național al Turismului să fie inclus un reprezentant al Ministerului Agriculturii, deoarece la ziua de astăzi, Ministerul Agriculturii prin AIPA este unul dintre cei mai mari finanțatori care oferă bani pentru dezvoltarea agropensiunilor. Ei dau bani pentru construcții, dau bani pentru reparație, dau bani pentru renovare, dau bani pentru dotarea cu panouri solare. Deci, practic, Ministerul Agriculturii acum, prin programele sale de dezvoltare rurale, dezvoltă multe aspecte la nivel rural și unul dintre care este agropensiunile. Din acest motiv, ar fi corect ca în acest oficiu național să fie și un reprezentant al Ministerului Agriculturii. Al doilea element, dacă noi într-adevăr vom dezvolta agropensiunile, un element important este într-așa numitele management al destinației, când se dezvoltă anumite regiuni turistice, și atunci trebuie să implici autoritățile locale. Din acest motiv ar fi corect că în această structură să fie și un reprezentant al CALM-ului sau Asociația Autorităților Locale și explic din ce cauză. În prezent, autoritățile locale acumulează 12 milioane de lei anual, bani din taxa pentru cazare și sper că în viitor autoritățile locale, acești bani pe care îi colectează de la cazare, îi vor investi în dezvoltarea turismului. Colectez bani pentru cazare, investești în dezvoltarea turismului, la anul colectezi mai mulți bani și în felul acesta ai o ramură puternică turistică. Și dacă ei vor investi acești bani care deja iau 12 milioane de lei anual, noi sper că vom avea o ramură turistică. Haideți să vedem, aș vrea să trec la agropensiune, dar înainte de asta să facem o analiză la ce suntem, la situația la care suntem noi. Republica Moldova, de la 375.000 de turiști, în prezent
după o cădere fără precedent, deci căderea care am avut acum a fost pur și simplu zdrobitoare și a fost cauzată de pandemie, noi am ajuns la 74.000 de turiști, acum am ajuns înapoi la 256.000 de turiști în valoare anuală. Cred că în jumătatea anului viitor noi ne vom recupera complet după pandemia din 2020. Deci ne-a luat destul de mult, ne-a luat practic, ne va lua 2 ani și jumătate ca să ne recuperăm căderea care a durat o an de zile. Dacă ne uităm după numărul turiștilor, vedem foarte clar că pe segmentul turiștilor externi, noi cel mai probabil în acest an ne vom recupera. Noi am ajuns acum la 37.000 de turiști trimestrial, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului cel mai probabil vom ajunge la maxima istorică de 174.000 de turiști. Deci noi am avut turiști străini în Moldova 174.000, acum am ajuns la 122.000, iar tendința este una foarte pozitivă. Prima concluzie este străinii s-au întors înapoi în Moldova. Deci tot ce am pierdut noi din turiștii străini, îi avem înapoi. Partea proastă este cetățenii din Republica Moldova, cred că este continuarea crizei, ei până ce ezită să meargă. Însă, dacă la modul general, numărul de persoane care a venit, dacă observăm, turiștii s-au întors înapoi, cei care se odihnesc tradițional la Moldova nu spre odihnesc, avem o situație foarte încurajatoare tot ce înseamnă cu agropensiunile. Acum, în trimestru, de fapt am avut în trimestru întâi, am bătut un record absolut după vizite la agropensiuni. Deci, în primul rând, niciodată în istorie n-am avut în primul trimestru. Întotdeauna primul trimestru a fost cel mai slab ca prezență. Acum am avut 7.000, iar în trimestru 2 am bătut un alt record de 8.800. Deci, numărul de vizitatori în trimestru 2 din 2022 este unul incomparabil cu orice alt trimestru din istoria Republicii Moldova. Avem un record absolut, ceea ce mă face să cred că după pandemie la noi, în domeniul agroturismului, s-au întâmplat mai multe lucruri interesante. Din acest motiv, această ramură merită toată atenție. Pe de o parte, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regională, trebuie să susținem această ramură. Prin intermediul Ministerului Agriculturii, care deja susține, trebuie să oferim bani. Prin Agenția de Eficiență Energetică, trebuie să oferim bani într-o așa o manieră că această ramură, care într-adevăr astăzi cunoaște renaștere. Uitați-vă în grafic, noi am avut întotdeauna 13-10.000 de turiști, am avut un salt în 2017, apoi o cădere. Pandemia ne-a dus în jos o singură lună și asta este unica ramură din domeniul turismului care foarte repede s-a recuperat, iar acum am ajuns deja la 29.000 de turiști în valoare anuală. Până la sfârșitul anului, dacă lucrurile merg tot în acest fel, noi cred că ușor de vom apropia de 40.000 sau dublu față de ceea ce avem noi întotdeauna. Dacă ne uităm atent, cel mai mult ce ne vin sunt totuși turiștii locali. Noi am ajuns în trimestru 2 să avem un record absolut de turiști locali, 6.800, în total 22.800 în valoare anuală, timp de o an de zile, aproape 23.000 de turiști au vizitat agropensiune, sunt turiștii din Republica Moldova. La turiștii străini, anul acesta iarăși vom avea record. A fost anul 2017, 2018 și 2019, când am avut 6.200 de turiști. Acum, în valoare anuală, deja am depășit 6.300.000 de turiști străini. Până la sfârșitul anului, cred că vom înregistra cel puțin 7.500-8.000 de turiști străini, care iarăși va fi un record absolut. Deci agropensiunile în acest an vor bate toate recordurile posibile, mai mult decât atâta, agropensiunile în acest an au un comportament cu totul altfel decât a fost până acum. Lucrul acesta a dus la ceea că noi în prezent avem o dezvoltare destul de puternică în numărul locuri de cazare. La ziua de astăzi, de fapt, mai bine zis, la începutul acestui an, noi am avut 1.221 de locuri de cazare în agropensiuni, care este în creștere substanțială față de acum 2 ani de zile, practic după anul pandemiei, fiți atenți, în pandemie și după pandemie, de fapt, în criză, noi suntem Republica Moldova, unde n-ai da, noi avem acum criză, iar doar în agropensiune, în 2 ani de criză, inclusiv ani de pandemie, când totul s-a închis, hotelurile, restaurantele au avut probleme enorme, noi avem o creștere de peste 20% a numărul locuri de cazare. Lucrul acesta se întâmplă din simplu motiv că pandemia
a schimbat comportamentul cetățenilor noștri, mulți din ei n-au putut pleca peste hotare și odihnit în Moldova, iar mulți deja privesc agropensiunile ca o formă de odihnă și dacă vă uitați, 80-85% din clienții agropensiunii sunt cetățenii Republicii Moldova. Da, vin străinii să odihnească, dar cel mai mult sunt localnicii. Drept rezultat, în condițiile în care hotelurile și alte forme de odihnă practic sunt într-o stagnare, noi avem în prezent, de fapt, în perioada de pandemie, noi am avut 20% din toate locurile de cazare erau în agropensiuni. Deci, practic, se primește că agropensiunile au asigurat o cincime din piață. Dacă în mod normal ei sunt 10% din toți turiștii care vin, în timpul pandemiei am avut 20%. Dar ca număr de locuri, agropensiunile în prezent, de fapt, au ajuns la 5% din număr total de locuri din ramura turismului. 10 ani în urmă erau 3%. De fapt, noi în prezent asistăm la două procese. Pe de o parte, agropensiunile ca număr de persoane au din ce în ce mai mult. În perioada de pandemie, ei au fost, de fapt, unici care au reușit să funcționeze, cu excepția primului trimestru de pandemie, iar în prezent, ei au ajuns la 5% din număr total de locuri sunt anume, în afara orașelor și sunt în agropensiune, într-o viitor apropiat, cred că numărul lor va crește. Însă avem o situație, să zicem așa, încă embrionar acestei ramuri. Și noi aici, anume, autoritățile trebuie să ajute agropensiunile prin crearea brandului și crearea numelui lor ca loc de destinație, cum au numit-o cei din România, că au fost pionieri în acest managementul destinațiilor. Ca oamenii să înțeleagă locațiile, fie Prutul de Jos, unde avem foarte multe agropensiuni pe întreaga lungă a Prutului, fie Orheiul Vechi sau fie în alte regiuni, noi trebuie să încurajăm odihnile acestei regiuni. Din ce cauză? Din simplu motiv că gradul lor de încărcare este unul foarte jos. Dacă vă uitați atent, în anul 2007, spre exemplu, 11,4%. Ce înseamnă lucrul acesta? Doar 11% din paturi au fost utilizate pe parcursul unui an. Practic, 90% din tot timpul, locurile au fost goale. Deci la noi agropensiunile se consideră că ele sunt rentabile, sunt bine pus pe picioare dacă gradul de ocupare este 40%. La noi gradul de ocupare a fost unul jos. Anul acesta, el într-adevăr, a crescut. Media pentru ultimii 12 luni este de 12,2%, dar aici vreau să dau un aspect extrem de important care se întâmplă acum. Uitați-vă, am dat pe trimestre. Dacă vă uitați atent, voi lua anul 2019, că este anul înainte de pandemie, se observă două lucruri foarte clare. În lunile de iarnă, în primul și ultimul trimestru, avem un grad de ocupare de 6-7%. În lunile de primăvară și vară avem un grad de ocupare dublu sau chiar de 2,5 ori, 12,6-14%. Așa a fost timp de 20 de ani. Din 2005, de când avem noi agropensiunile, noi am avut iarna un grad de ocupare de 6-7%, vara până în 20%. Anul acesta, pentru prima dată, s-a întâmplat un fenomen care sper că se va menține și anume s-a rupt diferența dintre vară și iarnă. Dacă vă uitați atent, în primul trimestru în acest an am avut un grad de ocupare de 15%, în al doilea trimestru avem de 14,5% și dacă observați, deja nu se mai vede diferența dintre vară și iarnă. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că agropensiunile noastre au devenit un punct de destinație, indiferent de anotimpul de afară. Oamenii vin și vara și iarna. Și pe final, ramura turismului Republica Moldova este una destul de slab dezvoltată încă. Chiar comparativ cu țările vecine, care tot nu sunt pionieri în turismul dezvoltat, dacă ne uităm atent la noi, doar 0,39% din populație, ce scuz, nu agroturism, dar de turism, doar 0,39% din populație lucrează în ramura turismului, ceea ce este cu 50% mai puțin decât în Ucraina și de 2 ori și jumătate mai puțin decât în România.
Deci potențialul nostru de creștere, chiar față de țările vecine, este de cel puțin 50%, iar principalul domeniu de creștere, da, noi trebuie să avem foarte puternic dezvoltate hoteluri și capacități de primire a turiștilor în oraș, lucrul acesta se întâmplă, noi avem în perioada de criză, din păcate, le-au suferit cel mai mult și au meritat o sprijin din partea statului, deci ele au nevoie de susținere, ele sunt și ele îți vor împlea capacitatea lor, dar ca ramură de dezvoltare, ca ramuri care oferă locuri de muncă în zona rurală, sunt anume agropensiune, că de fapt este practic în afară de agricultură, este unica ramură a economiei care poate fi și poate oferi locuri de muncă în zona rurală. Drept concluzie voi spun următoarele lucruri. Ramura, turismul rural, în perioada de criză, el a fost unicul care a supraviețuit. În acest an, turiștii străini deja s-au întors în Republica Moldova. Cei care circulau în Moldova și se odihneau în diferite capacități de turism, încă nu au revenit. Cei care vin în agropensiuni vin cu mult mai activ decât până la pandemie. În acest an vom bate toate recordurile legate de număr de vizitatori în agropensiuni, ceea ce este îmbucurător. Iar cel mai important este că s-a rupt diferența dintre vară-iarnă și în prezent pentru companiile care operează în acest domeniu va fi cu mult mai ușor angajarea forței de muncă, deoarece fluxul de cetățeni, da, avem o problemă în timpul săptămânii și în zile de odihnă, că de fapt noi avem 5 zile că nu este nimeni și sâmbătă și duminica toată lumea dă buzna în agropensiuni, dar pe lângă ciclul săptămânal noi aveam până acum și probleme sezoniere. Cel puțin acum trimestrial noi avem o prezență echilibrată și lucrul acesta ne permite să credem că aceste investiții enorme care au fost făcute inclusiv sprijinul statului, chiar în perioada de criză la noi s-a crescut capacitatea de cel puțin cu 20%, deci vorbim de 2 ani de pandemie, 20-21, în anul 2022 datele vom avea ceva mai târziu, dar asistăm la o creștere a capacităților, de fapt din toată ramura de primire turistică unica care crește așa vertiginos este anume ramura turismul rural și crește și după capacități, crește și după gradul de ocupare, dar și după numărul de vizite care în acest an cel mai probabil va apropia de 40.000. Vă mulțumesc și până data viitoare când vom discuta alte subiecte de importanță națională.